După o primă jumătate de oră destul de echilibrată, CS Mioveni a rămas în 10 oameni după ce Chilian a încasat două cartonașe galbene în decurs de doar 4 minute. După revenirea de la cabine, piteștenii au crescut ritmul și presiunea pusă pe adversar, încercând să profite de superioritatea numerică pe care o aveau. Galben-Verzii s-au retras deliberat în defensivă și au mizat pe cartea contraatacului. Fece Argeș a dat lovitura de grație Mioveniului cu 20 de secunde înainte de ultimul fluier al centralului Robert Avram. Mijlocașul Ionu Șerban a luat o acțiune pe comp propriu și a trimis o torpilă de la aproape 25 de metri care s-a oprit în vincul porții apărate de Valentin Sima, devenind erou în trivale. În urma succesului obținut, FC și a revenit din nou pe ultima treaptă a podiumului, cu cele 24 de puncte, iar CS Mioveni ocupă locul 7 cu 19 puncte. Etapa următoare FC va juca acasă cu Dacogetica București, iar Mioveniul va juca la Ploiești cu Petrolul.